Bun găsit, dragii mei, la un nou car vlog, să spunem așa. Când mai discutăm noi așa despre alpine, să vă mai prezint puțin drumurile pe care merg eu. După live-ul de aseară, stăteam și mă gândeam la problema asta cu România împărțită în două. România apicolă, bineînțeles, România nordică, România sudică. Practic, în nord este o iarnă autentică, cu zăpadă, cu tot ce trebuie, iar în jumătatea sudică o iarnă călduroasă și, ce este și mai grav, ce am văzut acum anunț, că la mine în zona nord-estul României și în sud-estul României și pe sud începe să se instaleze fenomenul de secetă. Uitați, spre exemplu, zona asta unde merg eu acum e o zonă cu expunere nordică, aici practic nu prea bate soarele. Trebuia acum să am zăpadă, să merg pe aici, pe un drum alb. Nu este un gram, un firișor de zăpadă, nu vedem. Mai ales că sunt și într-o zonă de deal, trecem de 300 de metri altitudine, de ducem spre 500 de metri altitudine. Ei, uite-te că nu avem nici măcar un firișor de zăpadă, este incredibil. Uite, se și văd alunii, au înflorit alunii în pădure pe aici, sunt spectaculoși. Uite, chiar să opresc, ia uite-l pe ăsta, am curbă, nu știu că n-am făcut bine, nu, hai că nu mai stau aici în curbă să nu vină vă mașină. Salonii sunt frumusețe deja, sunt o splendoare. După cum am văzut că vine căldura, ce se anunță pe joi, va fi cules ca lumea de pole. Mai ales în zona asta mea, aici pădurile sunt pline cu aluni și corn. Ei, și să revenim la cele două România picole. Dacă în jumătatea nordică a României treburile rămân ca până acum și vorbim de o iarnă clasică, în sud, gata, se schimbă datele problemei. Și acum asta și m-am gândit, băi, ce facem noi ca apicultori pentru, în primul rând, să zic așa, pentru a ne adapta la aceste condiții? Și vă mai spun un lucru, pe de o parte e bine, pe de o parte e mai puțin bine. Pe de o parte e bine că putem dezvolta coloniile mai din timp, deci câștigăm niște zile de dezvoltare a coloniilor de albine, dar și pe de altă parte câștigăm în ghilimele niște zile pentru dezvoltarea varoa în coloniile de albine. Practic trebuie să dăm drumul mai repede la tratamentele antivaroa. Stau și mă gândesc, pentru că dacă crește ponta reginei, automat se știe crește și varoa. De aici așa că trebuie să adaptăm, să ne adaptăm nu numai la dezvoltarea precoce a coloniilor de albine, cât și la combaterea varoa. Că, bineînțeles, vom registra și explozii de varoa. Și, după cum bine știți, varoa va veni însoțită și de restul bolilor. Uitați, aici a fost o comună care avea vreo 2000 de locuitori. Acum mai sunt doar câteva case, pentru că în 1980 aici a fost o mare alunecare de teren. Te vedeți voi răpa asta acum, nu exista și erau case pe aici peste tot. Într-o noapte a dispărut 3 sferturi din sat, vă dați seama ce amploare a avut, ce magnitudine a fost. Hai să trecem și pe la stupina lui Ciprian. Gândiți-vă că aici erau cartiere de case. În urmă cu 40 de ani, țin minte, eram copil când s-a întâmplat lucrul ăsta. Vedeți, mai sunt unii, cred că copii de lor care au venit și și-au mai refăcut câte o căsuță, dar dreapta, stânga erau case. Dacă ați venit, ați vedea că au rămas din casă doar cele două trepte de beton din, de la intrarea în casă. Restul, uitați, vedeți garduri, dar nu mai e nimic dincolo de gard. Vai de... A fost ceva incredibil. Ce s-a întâmplat într-o noapte, cum au putut să fugă sute de case.
așa, dar zona e splendidă, uitați-vă numai cât salcâm este pe aici. Aici, unde vedeți pe dreapta, spațiul ăsta liber, era primăria. Era CAP-ul în gaura asta. Acum se vede din acolo primăria. În gaura asta nu exista gaura asta, era CAP-ul aici. Numai clădiri mari. Toate au dispărut, a fost închisit într-o noapte. Uite, aici pe stânga vedeți BDF-urile, două din BDF-urile lui Ciprian. Ia uite, nenea Ciprian a pus și a scos ramele de reformă. Nu-i mai vine ursul din păsărele, a venit să mănânce și ele din ramele de reformă. O parte din stupin aici are doar două BDF, vedeți două BDF-uri și ceva stupă jos. Este la ora actuală, cred că e stuparul cu cei mai mulți stup după aici, după la noi. Băiatul are peste 400 de colonii de albine și muncește și acela primărie. Mai are tot în partea cealaltă a satului, cum vă uitați acum, ați vrut data, mai are și acolo o altă bază. Sunt, avem, încă mai suntem câțiva nebuni care ne ținem de apicultură. Ăsta e adevăr, că tot mai putea și noi. Dar bineînțeles, cum mi-a spus Ciprian, geaba e 400 de stup, că nu se știe siguranța zilei de mâine, așa că ia-ți un servici și s-a angajat aici la primărie. Pentru că întotdeauna serviciul la stat e cel mai sigur serviciu. Trece luna, ți-a intrat un ban pe carte. Așa, din apicultură, nu se știe. Azi ai, mâine nu ai. Se pot întâmpla probleme. Așa că e cel mai bine să nu ai toate ouăle puse în același coș, cum se spune, în viață. Ei, și revenind, avem vremea asta bună. Practic, consider că nu mai trebuie să așteptăm 15 martie pentru tratamentele antivaroa. Practic, trebuie să decalăm și noi cu două săptămâni. Dacă vremea se va menține așa și vedem forecast-urile, că în continuare ne vor spune vreme caldă, uite, ar merge, spre exemplu, joi ar merge un varachet. Pentru că se anunță foarte, foarte cald. Joi la mine aici se anunță 17 grade. Ar merge băgat un varachet de minune acum. Și nu este exclus să intrăm în acțiune, în forță. Apoi, problema hrănirilor. Tot așa, fiind foarte cald, turtele energetice nu-și mai au niciun rost. Poți să vii cu siropul, cu pungulițele și ai rezolvat cazul. Ce și are rostul dacă reginele, și bineînțeles, sigur, reginele vor crește ponta, turta proteică. Asta, da, se merită turta proteică pentru a susține colonia de albine. Deci, sirop, turtă proteică, tratamente antivaroa. Și dacă asta e natura ne-a ajutat, putem să avem, să câștigăm, să spunem în ghilimele, două săptămâni în plus pentru dezvoltarea coloniilor de albine. Cam asta zic eu că va fi câștigul nostru. Oricum, nu uitați că și în martie și în aprilie vremea este încă instabilă. Și să nu uităm că inclusiv în luna aprilie, aici pe partea de sud, e posibil să fie nopți cu temperaturi negative. Deci nu vom neglija împachetarea cu albine. Vom menține împachetajele până spre sfârșitul aprilie, când noaptea vom avea regulat peste 10 grade cu plus. Nu vom da jos împachetajele după stupi, pentru că e de ajuns o noapte cu gheț și să ne moară o groază de puiet. Pentru că vă dați seama, albinele se vor strânge în chem și practic tot ce e puiet alb va fi sacrificat. În cel mai fericit caz va fi canibalizat. Dar e posibil după aceea să vedem la ordine și cum scoate afară puietul răcit. Deci chiar dacă avem un februarie neașteptat de călduros, menținem împachetajele, din potrivă, trebuie să fim mai atent cu împachetajele, pentru că
să-i spunem așa, în mod normal ar trebui să existe o lege a compensației. Astfel încât în perioada, dacă acum ianuarie, februarie, am avut cald și lipsă de precipitații, vorbesc pe zona asta aici unde sunt eu, curbura Carpaților, e posibil ca în martie-aprilie, dimpotrivă, să avem două luni friguroase și cu precipitații. Și noi, da, vă dați seama că dacă se întâmplă lucrul ăsta și coloniile nu vor putea să se ducă după proteină în pădure sau unde se duc ele, depinde de zonă, automat vom fi obligați de situație să intervenim în forță cu proteină. Deci fără discuții va trebui să intervenim puternic cu proteină. Dar să vedem cum va evolua vremea. Oricum, fiind secetă, trebuie să fim foarte atenți cum vom mișca stupii, dar să știți că, în general, pe secetă se face miere. Dar numai că trebuie să știi să-ți calculezi exact culesurile și vei face miere ca lumea. Problema la albine e atunci când vremea e proasă și rece, că atunci vine boala. Boala niciodată nu vine pe căldură la albine. Boala vine la albine pe umiditatea mare și pe frig. Deci vă spun, contează foarte, foarte mult tehnica de lucru. O să vedeți că am niște cutii de... Ați văzut că am cutiile alea pentru regiile de rezervă, unde rănesc câte două. Acum am în lucru încă un lot de lăzi, dar am adus câteva modificări. Practic am renunțat la podișor. Asta a fost schema. Și să intre 5 rame cu 5 rame. Practic să iernesc câte două colonii în ladă. E foarte important să-și găsească căldura, să-și împrumute una la alta căldura. Pentru că una e să ai două colonii pe 5 rame care se ajută una pe alta, se încălzesc una pe alta, și alta să ai câte o colonie de 5 rame singură în ladă să se chinuie să descurce. Bine, și asta ca să ai lăzi în curte, să ții curtea blocată, că mai gândit la un lucru. Mai e o problemă, că dai mult stupie și problema asta cu spațiul pe care îl ocupă lăzile, fraților. De la urma urmei să ții 4 lăzi pe un metru pătrat și în ele să ai 4 pumn de albine, iar se risipă. Atât de teren cât și de material de mult, de inventar apicol. Pentru că la urma urmei, de ce facem inventarul apicol? Îl facem ca să ținem umplut cu albine. Și uite numai bine că noi, dacă avem iarna 20% din volum, 30% din volum umplut cu albine, restul, cum e vorba aia, este aer în ladă. Știți? Asta mai este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Chiar o să mă duc pe la Dedemar miercuri să cumpăr niște plăci de lemn și o să fac, vreau să fac 2 stupi oare. Sper să iasă ceva interesant. Să fac și un primul an stupi oare. O să transform practic datantul, nu, langstrotul pe 10 rame, îl transform în oare pe 12 rame sau 11, nu știu exact cât o să intre, dar bine, asta vedem ulterior, nu este o problemă. Pentru că așa, cum spunea abatele oare, nu are rost să risipim o groază de material lemnos pentru a-l ține numai cât de frumusețe. Materialul ăsta lemnos să-l umplem cu albină, să fie permanent plin cu albină. Și am stat și m-am gândit mult, mult și bine. Are dreptate, pentru că sistemul ăsta ce l-am luat doi cu sistemul datant cu 4-7 lungimea la speteaza superioară, pentru zona noastră este cam mult, fraților. Asta e pentru zonă caldă. Și dacă stau și mă gândesc la oglinda stupului la oare, care este 30 lățime pe 20 lățime, aceea este o ramă care practic se încadrează foarte bine la zona mea.
Nu am găsit de unde să cumpăr stupioare. Așa că o să improvizez, că noi românii știți, suntem foarte buni la improvizat. Bineînțeles, iar următoare o să-mi comand și Lions. Vreau să intru și ceva pe Lions. Pentru că ce se întâmplă, la urma urmei, Lions este un dublu are, să-i spunem. Are din tehnica oareului. O să vedem. În continuare, oricum, anul ăsta voi avea doi stupioare în stupina urbană, asta este clar. Abia aștept să-i fac. Abia aștept să fac stupii cu oare. Hai că vom continua discuția mai încolo. Hai că am revenit așa să mai discutăm una alta și noi ca băieții. Și vreau să vă remarc un lucru foarte cald, fraților, noaptea la noi. Deci azi noapte până la 12, când m-am uitat la termometru, 7 grade cu plus. Dimineața în zor, până răsăritul soarelui, erau 3,4 grade cu plus. Stau și mă gândesc că în urmă cu 10 ani, în perioada asta aveam zăpada de peste 3 metri. Chiar o să repostez filmele de acum 10 ani, să vedeți ce diferență poate fi între ce a fost acum 10 ani și ce este acum. Este incredibil, incredibil ce diferență de climă, să-i spunem așa. Eu unul sper să fie o schimbare pasageră și să revenim la iernile noastre normale, pentru că nu este ok. Așteptăm deja, cum v-am mai spus, joi să merg să... Chiar vreau să, dacă am timp, să văd dacă poate reușesc să filmez un cules mai serios de polen. Să vedem așa cum albinele să vină una după alta la urdiniș cu polen, bineînțeles, de la alun. Ce am înțeles eu, că totuși polenul ăsta de alun nu este un polen complet. Adică nu are tot spectrul de aminoacizi necesar dezvoltării optime a albinelor. De aici se și impune prezența turtei proteice pentru a suplini lipsurile din acest polen. Dar oricum, vă dați seama, în momentul în care apare acest cules în natură de polen, se instaurează această stare de bucurie în colonie și, bineînțeles, colonia va începe să, așa cum am văzut, o expresie mult uzitată, să tureze motoarele, să-i spunem așa. La fel cum vă spuneam, la fel ca albinele, să știți că și pomii își duc ciclul de viață. Ei știu exact, uitați-vă spre exemplu, că niciun pom, chiar dacă este cald, nu florește niciun pom înainte să-i vină rândul. Toate lucrurile se întâmplă la rândul lor. Un lucru interesant, nici eu n-am știut, vă spun, până anul trecut, de treaba cu mersul la ghiocei. Și am vorbit cu cineva care merge la ghiocei în fiecare an. Deci în Dobrogea, sunt păduri în Dobrogea, unde acum ghiocei sunt covor alb. Și vă dați seama cum se anunță, uite, mai și cuplin, cum se anunță căldura asta mare acum, săptămâna asta, lovitură, frate, lovitură. Deci vă dați seama ce stupia, ce bine se vor hrăni. Bineînțeles, fiind păduri, acolo obligatoriu este și alun. Ce am înțeles, că ghiocelul dă și o mică cantitate de nectar. Deci acolo va luci până în rame și ceva nectar, astfel încât vă dați seama coloniile ce bine, ce start lansat își vor lua pe tema asta, pe treaba asta. Deci și polen, de cel puțin două feluri, și nectar. Bine, noi aici o să continuăm să le mințim cu nițel siropel. Mai încolo vreau să le bag și ceva turtă. Și să știți că am făcut și eu
am băgat acum, am găsit o metodă să fac mai simplu fondant, deci merge mult mai bine fondantul ăla belgian, l-am făcut turtă proteică, ca fondantul ăsta gen Api Fonda, de se vede ăla, Fonda Bio ăla, ăla norvegian, chiar ăla e mam, țâță de țâță, meserie toate, nu se compară cu nimic. Deci ăla, să-i spunem așa, ăla este vârf de lanț. Hai că am oprit nițel să mă fac mai lejer, că nu mai e vreme acum de purtat haine groase pe noi. De acum o să stăm mai mult la bluză așa îmbrăcați decât la haine groase, bine și cald în mașină. Îmi place mereu drumul ăsta aici, frate, pe Valea Râmnicului. Odată o să merg până sus la Vintileasca. Vedeți acolo de unde izvorăște Râmnicul, pe muntele Furu. Niște legende foarte frumoase. Uitați, aici am ajuns în dreptul la zona unde am stupina. Unde am stupina de iernat de la pădure. Nu mai oprim la stupe astăzi. E cerul destul de înnorat. Am văzut că de seară se anunță un cod portocaliu. Apropo, să discutăm și de treaba asta cu vremea. Un cod portocaliu de vânt. Și dau acolo să văd unde e codul ăsta portocaliu. Pe crestele Carpaților, la peste 1600 de metri altitudine. Păi bă, fraților, câte orașe există în România? Dar-s curios dacă există în România vreun oraș la peste 1600 de metri altitudine. Și ar mai fi interesant de o statistică câți români locuiesc stabil, au domiciliu stabil la peste 1600 de metri altitudine. Face atât tam-tam pentru o zonă care practic nu este locuită, frate. Pe mine mă interesează cum e vremea aici la mine. Ce am văzut? Că la mine asta, vine căldură. Asta e căldură. Dar la televizor vezi tam-tam, urgie, vine urgia peste noi, crivățul, zăpezi, vânturi. Vine și nu vine nimic, știți? Asta e toată problema. Am mai văzut o fază, un om a pus tot așa o colonie decedată. Bine, se vedea că omul este începător, nosemoz. Deci se vedea că a avut rezerve, hrană necalitativă, o hrană, să spunem așa, nu bună de iernat. Și erau spetezele ramelor, inclusiv colaterale, erau pline de diarie. Și ce m-a impresionat, pe diafragmă sau pe peretele stupului, era plin de materii fecale. Și bineînțeles toată albina moartă pe fundul stupului. Deci foarte, foarte nasol. Deci mă uitam, asta înseamnă, și ce mai era faza, omul ăla a avut multă miere necăpăcită, dar nu este expus acolo, nu știu exact, pentru că n-am de unde să știu, cred că nici regina nu a avut colonia respectivă. Astea sunt de discutat amănunte. Încă un lucru ce vreau să pomenesc, aseară am auzit vocea unui bun amic de acum un deceniu. Cred că avem mulți ani de când nu ne-am mai văzut. Este vorba de Janese Arnăutu. Arnăutu alias Janese. Mare figură, mare om. A rămas chiar la 63 de ani acum, prag de pensie. A rămas același om, același inimos. Același om deosebit, pus mereu pe posne. Un om care când te adună o petrecere, tipi gen Janese sunt oamenii responsabili cu buna dispoziție. Sunt oamenii care fac atmosferă. Pentru că, bă, știi cum e, te duci la un tânăr și se creează atmosfera aia, tip pomană, tip mormântare. Nu, frate, dacă l-ai pe Janese invitat, obligatoriu, distracția și buna dispoziție este asigurată. Și îmi pare bine că un om la 63 de ani se ține așa ca lumea. Chiar aș fi fost curios să-i văd și fața, că am impresia că îi lipsesc niște dinți din gură după cum s-au jucat cu mișa fumul de țigare. Da,
E bine, să sperăm că se vor da drumul, vom scăpa de nenorocita asta de pandemie și se va da drumul și la întâlnirile private. Astfel încât să reușim cumva să vedem, să ne mai întâlnim și noi. Cât de cât. Luna februarie, ce am văzut-o, este blocată. Dar se pare că totuși în luna martie se va da drumul la treabă și lumea va începe, va avea voie să se întâlnească, să mai socializeze, că practic prea ne-am sălbăticit. Prea ne-am sălbăticit. Nu mai trebuie să începem. Și așa eram noi românii sălbatici de înainte. Acum, pe vorba aia, pandemia asta ne-a pus capac. Ne-a zăpăcit de tot pandemia asta, fraților. Trebuie să mai ieșim și noi, să mai mergem la restaurante, la pensiuni, la întâlniri, în excursii. Trebuie, este obligatoriu să mai pedalăm și noi așa prin să mai fac și eu niște vizite pe la Stupari. La fel, am auzit vocea lui Daniel Dilă, un om deosebit de la Dolj, un om extraordinar, cu o viață tumultoasă. Daniel Dilă, cred că ar trebui să scrie o carte, să scrie memoriile, ar fi fabuloasă cartea respectivă. E un om fantastic. Vedeți voi că și în tagma asta a apicultorilor găsești oameni deosebiți. Și încă un lucru pe care subliniat de Janese. Nu lucrez eu pentru albine, albinele lucrează pentru mine. Ați văzut mereu apicultori? N-am timp, că trebuie să fiu la albine, să fac treabă una alta. Nu, frate, Janese, așa, așa. Sunt la stup, muncesc. Mă sună cineva și spune, hai să mergem în cutare loc. Lasă albinele și pleacă cu omul respectiv. Sau îl sună copilul. A lăsat stupii, a plecat. Deci, frate, nu trebuie să punem în viață, nu stupii sunt pe primul loc, ci noi suntem pe primul loc. Viața noastră și a familiei noastre sunt pe primul loc. Nu, și altceva, și încă o chestie, v-am mai explicat și în live aseară, cu eficiența muncii, frate, timpul e același, timpul nu se poate dilata. Sunt 24 de ore pe zi, 60 de minute într-o oră. Deci, tu trebuie să-ți calculezi, să-ți împărțești acest timp, să ajungă pentru toată lumea. Și pe primul plan este familia, domnilor. Hai să fim serioși. Albinele sunt pe planul 2. Dacă, bine, că în România nu prea există profesioniști în apicultură. Frate, faci apicultură pe ceas, 40 de ore de muncă pe săptămână, 8 ore pe zi, 20 de ore, 20-21 de zile pe lună. Bine, în sezonul activ poți să muncești mai mult, mai multe zile, dar compensezi cu iarna. Îți iei concediu iarna. Spre exemplu, să zicem că mai-iunie muncești 30 de zile pe lună. Asta înseamnă 20 de zile în plus de muncă. Păi pe alea 20 de zile ți le recuperezi în decembrie, adică practic în decembrie ți-ai luat concediu, tati. Nu mai ai nicio treabă cu stupii, pentru că trebuie să ne respectăm, că știți ceva, tragi, muncești și te trezești într-o bună zi, că nici nu te-ai îmbogățit din apicultură, dar și sănătatea ta este terminată. Și ăsta trebuie, celul ăsta a avut toată zbuciumarea asta, că nici bogat n-ai devenit și ești și bolnav. Și practic banii pe care ai câștigat de la albine o să cheltuie să-ți găsești sănătatea pierdută tot din cauza albinelor. Înțelegeți, aici este treaba, aici trebuie căutat echilibru. Că nu poți. Deci trebuie, eu am încercat și încerc să-mi optimizez viața și vreau să vă spun că eu albinăritul îl bag la o odihnă activă, pentru că să știți, deci ai jobul 8 ore, dar după aia trebuie să ai o odihnă activă și o odihnă pasivă. Pasiva este când dormi, deci cele 8 ore de somn, deci ești 8 ore la job, 8 ore dormi și mai ai 8 ore pentru odihnă activă. Și bineînțeles că în alea 8 ore nu stai numai destul, dar
uite, în timpul săptămânii, să zic așa, pot să mai, iarna acum e nașpa, că e ziua scurtă, cum ajung acasă într-o oră, două sau în seara, sau poate se întâmplă să ajung după 5 acasă, deci nu mai am ce să fac la albine. Dar oricum poți primăvara acum, de să zicem la Femartie, două ore să le rupi, să le dedici albinelor. Vara mai mult, că e ziua mai lungă, poți să muncești undeva până la 8 seara, să zicem, și să prinzi un 4 ore. Bineînțeles, duminică, ca întotdeauna, zi liberă, tati, nu se muncește la albine, la nimic. Duminica e ziua Domnului, ziua învierii, stăm și noi liniștiți cu minți. Eventual grătare, șprițuri și alte alea, dar nu muncă la albine, niciun caz duminica. Deci pentru mine duminica e zi sfântă. Hai că poate într-o zi de asta cu sărbătoare religioasă, că știți că sunt habonici, cu cruce neagră, cruce albastră, cruce roșie, să zic că poate dacă e vara și am treabă și mă presează un lucru, da, poate muncesc, dar duminica sub nicio formă. Absolut. Dacă cineva mă cheamă să-l ajut, mă duc. Și bineînțeles, mă duc neremunerat. Mă duc să-l ajut. Deci duminica, da, pot să mă duc să ajut pe cineva. Dar eu nu fac, cum ar veni, nu produc bani pentru mine duminica din albine. La albine, da, te duci duminica doar dacă e să le salvezi. Deci nu o să-ți lași animalul să moară. Spre exemplu, are nevoie de apă. Are nevoie de hrană, e o perioadă nașpa și nu e cules. Păi nu o să lași acum albina să moare, că e duminică. Și la Biblie scrie clar. Domnul nostru Iisus Hristos ce a făcut? S-a dus și știți că a avut scandalul cu rabinii, că a vindecat în zi de duminică. Și a explicat, dar ce tu la oaie nu-i dai să mănânce? O lași să moară dacă cade în fântână? O salvezi, chiar dacă e sabatul. Bine, la evrei sabatul. Și apropo că chiar vedeam o discuție, că știți că în lumea apicolă sunt mulți apicultori care aparțin cultul la diferite culte, să le spunem așa, neoprotestante, și propovătuiesc asta, că nu consumă alcool, nu beau vin. Și stau și mă minunez că oamenii ăștia nu respectă pe Iisus Hristos, fraților. Ei nu cred în Hristos, toate cultele astea neoprotestante. Ăștia nu cred în Hristos și vă spun de ce. Prima minune a lui Iisus Hristos, care a fost? A transformat apa în vin, băi, fraților, bă. Deci prima minune a lui Hristos s-a dus la nuntă și Hristos a dat de băut la toți nuntașii și fratele, a dat vin la toți. Că dacă Hristos a dat de băut la toată lumea, ce înțelegem de aici? Dar n-ai ce să le faci, sunt troglodiți mulți. Și acum încă venim la al doilea aspect. Împărtășania, trupul și sângele Domnului. Ce este? Pâine și vin. Deci te duci, te împărtășești. Pâine și vin, trupul și sângele Domnului. Și știți care e faza? Ăsta șmecherul de la Coca-Cola a văzut că toată lumea asta bea vin, fratele, dă cu lingurița preotul acolo. Zic, bă, nu-i bine, gata, am evoluat. Ar trebui să se dea cu lingurița Coca-Cola, să împărtășească lumea cu Coca-Cola. Și ce face? Se duce la Dumnezeu. Doamne, ia zi, cât îți dau parandărâtul? 20 de miliarde e bine? 30 de miliarde e bine? Bagă Coca-Cola acolo. Nemernicule, nerușit, blasfemie. Afară cu el. Îl dă afară de acolo unde Dumnezeu, îl dă afară pe șeful de la Coca-Cola. A doua zi iar vine asta de la Coca-Cola. Boss, Doamne, cât îți dau? 50 de miliarde, 100 de miliarde. Bagă și tu Coca-Cola asta aici. Dumnezeu, nesimțitule, nenorocit, luați-l, aruncați-l de aici. Îl dă afară pe ăsta de la Coca-Cola și băiatul de la Coca-Cola stă și se gândește. Mă, cât o fi dat ăla, mă, cu vinul? De m-a luat pe mine. Cât a dat ăla cu vinul? Că vedeți, asta, lumea e împărtășită cu vin, nu cu Coca-Cola. Asta a rămas american. Cât a dat, mă, ăla cu vinul? Și vedeți că asta e pâine și vin. Astea sunt simboluri, frate. Și nu vii, nu beau vin, că eu sunt, m-am pocăit. Deci am mulți de ăștia băieți de culoare și că nu mai beau, că m-am pocăit. Dar, frate, nimeni nu spune acum, să fie sincer, să
nimeni nu spune să-ți bei mintea. Hai că am ajuns la metropolă. Nimeni nu zice acum să-ți bei mințile, da? A un pahar cu vin e sănătate curată. Și mai ales când te întâlnești. Cum e vorba aia? Un pahar cu vin dezleagă limbile, știi? Începi și vorbești și mai dai drumul. Vorbești mai multe chestii interesante. Cam asta e treaba. Deci, să-mi spună și mie dacă este un tip de ăsta care aparține de cult ăsta neoprotestant, pe ce temei nu beau ei vin? Când Iisus Hristos, prima minune, asta a fost. A transformat apa în vin, unde? La o nuntă, bă, fraților. Unde era lumea, toată lumea era pe distracție acolo, era pe chef. L-a transformat apa în vin. Și după aia, când a fost la cina aceea de taină, ce l-a dat la apostoli? Cum a zis, luați trupul și sângele meu. Că știți că musulmanii, asta ne zice la noi nouă creștinilor, că noi suntem de ăștia coprofagi, că mâncăm din trupul unui mort. Iar noi la musulmani spunem pedofil, că prima soția profetului, nu știu, a avut 6 ani sau 8 ani, ceva din genul ăsta. Așa ne gratulăm noi creștinii cu musulmanii. Da, fiecare, bine că fiecare avem plusurile și minusurile noastre. În orice religie, vă dați seama, este yin și yang. În același timp trebuie să fie și alb și negru, și bine și rău, și Dumnezeu și Satan. Toate sunt acolo, sunt amestecate. Că nu se poate altfel. Viața nu merge altfel, nu funcționează altfel. Pentru că de-aia niciunul dintre noi nu poate fi perfect. Chiar dacă suntem făcuți după chipul și asemănarea Domnului, nu suntem fără de păcat. Toți suntem, în fapt, supuși greșelilor. Greșim cu toți. Nu avem ce face. Asta e. În spate, acolo de statuia lui Vlahuț, acolo e jobul lui nevastă mea. Colegiul Național Alexandru Vlahuț. Dar clădirea e în renovare. De vreo 2 ani se renovează acest Colegiu Național. Haide că, uite, am stat de vorbă și am ajuns, practic am ajuns acasă. E, dacă v-am captivat atenția, nu uitați de un like. Că nu știu, algoritmul ăsta YouTube e așa ciudat. Niciodată nu l-am înțeles. Se ține foarte mult cont de și să distribuiți care să fiți abonați, să aveți și activat clopoțelul, că dacă nu e activat clopoțelul, degeaba sunteți abonați, că tot nu vă trimite YouTube-ul notificări. Și bineînțeles, cine șeruiește, o să fac și o concursuri de-astea de șeruit, că am văzut că prind bine. Iată, dragilor, am ajuns acasă, aici la mine. Ia să vedeți, uitați aici firma, o vedeți, asta face toți banii, cu mierea de la poartă. Asta e toată șmecheria. Cam asta am avut să vă spun, oameni buni. Dragoș Gavrilă vă urează numai bine, sănătate, fericire.